pentru a pregăti sarmalele. Eu din timp, o oră, două înainte, îmi strâng frunzele, mă stărosesc toate tinerele. Adică dacă sunt și mai mari, mai tinerele, toate mi-e bine. Dacă sunt mărunte, e foarte cum e. Ai multe lucru când sunt mai mărunte. Acum, după ce am terminat de strâns frunzele de viță de vie, mergem în casă pentru a prepara sarmale. Așa, astăzi voi prepara sarmale moldovenești. Pentru a prepara sarmale, eu am pregătit orez, am carne, morcov, ceapă și frunze de viță de vie. Pentru a le prepara, am nevoie de prăjitură. Prăjitura este din ulei. Am nevoie de ceapă și de morcov și de paste, de paste de roșii. Mai întâi și întâi încing 400 de mililitri de ulei. Eu am adică o rețetă ca la bunica și ca la mama. Mai pus și cratița cu apă pentru a opări frunzele de viță de vie. Adică se poate de pregătit și din așa verde, mai greu din vălăcit. Adică e mai greu de lucrat. Dacă ele s-au părit, este mai ușor. Ele se fac mai mult și mai ușor de lucrat. Așa, până apa să înceapă a fierbi, eu încep să fac prăjitură. Iată uleiul de acum este încins. Eu adaug ceapa tăiat cu bușoare. Mă stăru să amestec. Nu-i dau voie să prăjească. Așa, puțin să moaie. De cum ceapa este muiată și pot să adaug și morcovul. Iată, adaug morcovul. Amestec bine. Totuși nu las tot să prăjească nici morcovul, tot așa, numai puțin nu las ca să moaie puțin, să îl mama așa de și să undească. Așa, lăsăm vreo minute, două. Aici apa este de acum bună. Iată, eu o să pun în cratiță. Frunzele. Când de acum sunt opărite, au altă culoare. Eu mi-aduc aminte că prima dată, eu singur, prima dată în clasa 4, am preparat sarmale fără mama, fără bunica. Mi-a fost mai greu, l-am învălăcit sarmale. Pentru mine a fost o procedură cea mai grea din tot ce am făcut. Părinții au venit de la muncă, erau plecați toți la muncă și când au venit țara, erau bucuroși, ești bunei și părinții și fratele meu și sora mea toți. Când au venit și au văzut că eu am pregătit un ceamun de sarmale, toți s-au mirat. Mama zice, dar cum de ți-o dat în cap să faci? M-am apucat și eu singurică și am făcut. Și am văzut Serioja, până am făcut o dată pe ori, era mai ușor. Nu le lăsăm mult, numai își schimbă culoarea și le scoatem, pentru că dacă le lăsăm mai mult, ele, când în timpul preparării, începe să rupe și e greu de pregătit. La prăjitură adaug carne. Adaug sare.
Așa, am pus trei linguri. Pe urmă, când o să adaug în orezul împreună, o să vedem. Dacă mai trebuiește, mai pus și pierul macinat, negru. Vreau 4-5 linguri. Trebuie de amestecat bine. Ceea ce am pregătit la prăjitură, adaug în orez. Iată așa. La fundul cea unul punem frunză ca să nu se lipească sarmalele de fund. Iată așa. Acum începem să preparăm sarmalele. Din frunza de viță, dacă este mai mare, rupem în două și începem lucru. Așa. În mâna stângă țin frunza, mâna dreaptă cu lingura, iau o împlutură și pun pe frunză. Pe urmă, vălăcesc. Iată în așa fel. Și treptat așa, câte una, câte una, așez la fundul ceaunului. Mă bucur că iată acușate să vină nepoței și eu o să am să fierbă sarmale și o să vin și o să servească toți. Varza mai greu fierbe, dar iată cum le-am pus la foc și pe o oră, o oră și 10 minute, eu cred că sunt de ajuns. Iată, după o oră și 10 minute, de acum sarmalele sunt gata, sunt fierte. Iată, dăm la o parte frunzele deasupra și încetișor. Bun, atent. Putem să servim cu toți sarmalele pregătite de mine. Sunt bune sarmalele.